I se mai spune și supozitorul zburător, asta datorită formei, însă în ceea ce privește performanțele, avionul Celera 500 este cel mai eficient business jet din lume, care consumă cu 80% mai puțin combustibil decât un jet convențional. Avionul poate transporta 6 pasageri la viteze de 740 de km pe oră, cu autonomie de peste 8000 de km. Însă, partea impresionantă este că poate plana 200 de km fără ajutorul motoarelor. Și, deși un consum cu 80% mai mic este un câștig în sine, Otto Aviations, constructorul Celera, vrea să meargă mai departe și face echipă cu compania Zero Avia pentru o versiune alimentată cu pile de combustie pe hidrogen. The fuel cells take hydrogen, take oxygen from the air, produce electricity that drives electric motors that then turn the propulsors, either a propeller or a familiar jet engine fan, enclosed fan. And that's how we are going to replace fossil fuel in all kinds of aircraft. Motorul electric alimentat de pila de combustie este următorul pas în drumul pe care Otto Aviations și l-a propus, pragul de zero emisii. Până acum, compania a testat bateriile cu litiu, care furnizează o autonomie redusă și o densitate energetică mică. Pentru prima fază a dezvoltării noului sistem de propulsie, Otto Aviations își propune ca țintă o autonomie de 1800 de km, o performanță foarte bună pentru un avion electric de pasageri. Dar partenerii de la Zero Avia au planuri mult mai îndrăznețe. We're building new types of engines that will replace fossil fuel engines in all types of aircraft over time. Our mission here is hydrogen electric engine in every aircraft. Hydrogen is the most energy dense substance, chemical energy wise, known in the universe. 3 times better energy per kilogram than even jet fuel, 100 times better than batteries, and that's why we chose hydrogen as the primary fuel for our power plants.